După amiază, după live pe terasa fetelor, povestea Madi că de la Salina și-au luat și niște suveniruri, i-au lăsat să-și cumpere câte ceva, ea și-a luat o sticluță cu niște sare fosforescentă, la fel și Bogdana, iar Liviu și-a luat o, un borcanel cu sare de baie. Ana spunea că e foarte tare și că i-ar fi plăcut și ei să meargă la salină și să-și poată achiziționa ceva de acolo. Apoi discuția a venit despre fratele Anei. Întreba Daria dacă nu vine și fratele ei în vizită și a spus că nu știe cum e cu programul, că e foarte încărcat, iar dar ea a insistat să îl invite și o să vadă dacă vine sau nu. Iar Ana a zis că a vorbit despre această posibilitate înainte să intre și că nu știe, dar ar fi foarte tare dacă ar putea să vină un weekend să petreacă în casa Mireasa. Când vine câte un membru al familiei, al unui concurent, vă dați seama că toți se gândesc cum ar fi dacă ar veni ai lor.